Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și în această seară la emisiunea Panoramic vă propun să prețuim valorile. L-am invitat în această seară pentru a discuta această temă pe domnul Dorin Prosbă, președintele Asociației Culturale Dorulesc din România, publicist, jurnalist, chiar dacă unii pun asta la îndoială, ca să ne amintim o discuție anterioară a emisiei. Bine ați venit! Domnul Bine v-am Dorin regăsit, Prosbă. stimată doamnă, și vă mulțumesc pentru invitație și felicit televiziunea dumneavoastră că ne mai bagă și pe noi în seamă, așa când și când, că, slavă Domnului, cel puțin ceea ce mă privește pe mine, ne-am săturat de politică și de toate nebuniile care le vedem noi zi de zi și prezentate cu obstinație oamenilor care poate mai au nevoie și de altceva decât de ciorovăială, să spun așa, pe la televiziuni. Corect. Noi ne-am făcut timp pentru partea asta frumoasă a lucrurilor, pentru cultură, pentru muzică, pentru reportaj, pentru interviuri cu oameni deosebiți care fac ceva, nu numai bine, că dele rele sunt destule, dar să dea Dumnezeu să se spele. Și v-am invitat în primul și în primul rând, vreau să vorbim despre valorile neamului gorjenesc, ca să zic așa, oltenesc, mai precis, în ceea ce privește folclorul, pentru că săptămâna asta împreună avem o puțină treabă ca să o celebrăm pe Mama Domnica Trop. Era și normal să realizăm acest lucru, în primul rând pentru că este ziua dumneaei de naștere. Acest minunat om, Îi urăm la această... mulți ani, ne vede Mama La Domnica, mulți ani, o mamei pupăm. Domnica, și o să-i urăm în direct și alături de dânsa, apoi mâine, la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, Începând cu ora, cu ora 10 ca să dimineața. știe telespectatorii, dacă doresc să vină, intrarea este liberă. Ca întotdeauna, la noi intrarea este liberă, ușile sunt deschise pentru oricine. Și cred că este un festin folcloric, de pe acum o spun, nu numai datorită faptului că participă Mama Domnica Trop, sigur că vor fi prezenți alături de dumneaei oameni dragi, foarte apropiați, pentru că Mama Domnica are foarte mulți admiratori, are foarte mulți artiști care i-a sprijinit de-a lungul vremii, însă și la noi spațiu și posibilitățile noastre, știți dumneavoastră despre ce este vorba, în primul rând cele materiale sunt slăbuțe de tot. Ca întotdeauna, deja eu m-am obișnuit. Bine, dar trebuie să spunem telespectatorilor că această acțiune este făcută în sistem de voluntariat, adică atât artiștii care vin, cât și noi ca televiziune, Sigur că da. facem aceste lucruri fără să încasăm niciun ban. Sigur că da, și ar fi Adică noi normal vom filma ca spectacolul, ei vor cânta. atunci când din când să mai fie sprijiniți oameni, nu neapărat noi ca persoane. Evenimentele în sine, că se merită. Mama Domnica are o vârstă, nu trebuie să fie niciun secret, va împlini 79 de ani, iar la anul viitor, cu vrerea bunului Dumnezeu și să o avem sănătoasă, chiar ne dorim să realizăm un festival mare în onoarea Mamei Domnica Trop. Dacă nu se va putea în județul Mariei Lătărețu, vom încerca să ne ducem în alte județe, pentru că, așa cum mai spuneam eu și o repet, un artist de talia Domnicăi Trop poate să cânte și să încânte în toate zonele țării noastre. Din punctul meu de vedere, este printre ultimii mohicani, să mă exprim așa, ai cântecului popular autentic. Mama Domnica, peste puțină vreme, va împlini, iată, 60 de ani de carieră artistică. De 60 de ani cântă și încântă. În ceea ce mă privește pe mine, în urmă cu peste 4 decenii, mi-aduc aminte ce mare succes și încă au succes cântele cele dumneaei, care se inspiră de acolo, din vatra minunată de folclor a Izvernei. Mama Domnica cântă cu atâta bucurie locurile natale, cântă bucuria oamenilor, cântă datinele oamenilor de rând, cântă dragostea, iubirea și tot ceea ce depinde de sat. Din păcate, și acolo, în acea zonă, ca de altfel și în alte părți, autoritățile dumnealor nu prea sunt interesate de acest fenomen al folclorului autentic și să promoveze tinerii care mâine poi mâine vor duce pe mai departe acest tezaur frumos care se întâmplă acolo,
în nordul extrem al județului Mehedinț și, bineînțeles, cu o influență deosebită și în gorjul nostru pitoresc. Mama Domnica Trop a răspuns cu bucurie, deși este destul de bolnăvioară la vârsta dumneaei, are atâta suferință. Va veni aici la Târgu Jiu să se întâlnească cu prietenii dragi, să se întâlnească cu artiștii de mare calitate ai județului Gorj, dar și cu, probabil, cu câțiva copii foarte talentați care în ultimii ani au participat la festivalul care poartă numele dumneaei, festival care se desfășoară în ultimii ani în frumosul oraș Rovinari, să-i cânte, să o încânte și să ne bucurăm împreună că încă o avem sănătoasă pe mama Domnica Trop, încă are destule cântece frumoase pe care am înțeles că se pare în lunile următoare va încerca să le imprime împreună cu doamna Nina Predescu, probabil chiar la televiziunea dumneavoastră aici la Târgu Jiu. Da, într-adevăr, am purtat o discuție legată de asta, chiar și și-a exprimat doamna Nina Predescu dorința de a veni cu dumneavoastră aici. Știu că își dorește să vină la studioul nostru să imprime, numai să-i permită sănătatea. De altfel, doamna Nina este, pe lângă mulți alți artiști, este una dintre artistele cunoscute foarte apropiate mamei Domnica, o vizitează foarte des. Chiar și săptămâna trecută mama Domnica a participat la un spectacol foarte frumos realizat în capitala mehedințeală, în Adrobeta Turnu Severin, unde, din câte am văzut, a participat și doamna Maria Ciobanu, Ciocărlia Cântecului Românesc. Mai mult, din câte se știe, din cât știu specialiștii, un rol important în ascensiunea la vremea de atunci, din urmă de cu mai bine de 4 decenii în urmă, a avut cei doi cunoscuți artiști ai neamului românesc, Maria Ciobanu și Ion Dolonescu, care, de fapt, dânsii au contribuit din plin la lansarea dânsii, să-i spun așa, la nivel național, iar după aceea, după cum bine știe o lume întreagă, de cântecele mamei Domnica, trup de promovarea lor, s-a ocupat îndeaproape regretata realizatoare de tinerii, doamna Marioara Murărescu, care a înregistrat foarte, foarte multe materiale, chiar acasă la mama Domnica, acolo la Izverna, unde am fost și noi de câteva ori, și chiar acolo, în inima munților, unde mama Domnica, de-a lungul vremii, a muncit. Mama Domnica a fost un simplu păstor de vite. Mama Domnica așa și-a câștigat. A cântat după vite, acolo și-a compus cântecele și de regulă, atunci când mă duc eu de regulă primăvara la dumneaei, așa îi spun eu, mă duc la conservatorul de cântecele mamei Domnica, trup de acolo, de la Mehedinț, unde cântă Cucu și Mierla, așa cum se exprimă dânsa. Și nu întâmplător, acele cântece au rămas peste timp foarte valoroase și multe dintre ele sunt cântate de către tinerii concurenți la foarte multe concursuri din țară și o bună seamă dintre ei au și câștigat premii importante și aici m-aș referi la Olguța Berbec, la Narcisa Băleanu, două tinere, care la Marian Medregoniu, doar câțiva tineri care mi-au venit mie acum în minte, care i-au preluat cu mult succes o parte dintre piesele de mare succes ale mamei Domnica Trop, ceea ce este un lucru extraordinar. Înseamnă că și noi, cu umilele noastre puteri realizatorii de aici de la Târgu Jiu și televiziunea în sat, și eu și domnul director Hortopan, directorul Muzeului Județean, am contribuit cumva la această relansare a mamei Domnica Trop, pentru că vreau să spun și să fac o mărturisire și nu este un secret. În 2010, atunci când am ajuns eu pentru prima dată la Izverna, să o cunosc personal pe mama Domnica, uite, deja s-au împlinit 7 ani, mama Domnica a dispărut să, deci, practic, capodopera dumnei dispărusă din atenția publicului, din atenția radioului și televiziunilor, care, din păcate, o bună parte dintre ele au cu totul alte preocupări, nu se promovează valoarea și se promovează cu totul altceva. Asta e treaba dumnealor, nu o să învăț ce au de făcut. Și iată că în 7 ani de zile am reușit împreună cu domnul director Topan și cu sprijinul Consiliului Județean Gorj, că trebuie să spun și acest lucru, să realizăm acea căsuță muzeu de la Curtișoara, care este vecină cu a maestrului Gheorghe Zamfir, unde sunt depozitate și unde sunt expuse
aproape toate lucrurile personale ale mamei Domnica pe care le-a purtat de-a lungul vremei pe marile scene ale țării, o parte din trofeele dumneaei, ba mai mult avem și două costume realizate personal de mama Domnica, care le-a donat cu mult drag Muzeului Arhitecturii Populare la Curtișoara și prin acest Muzeu Gorjului. Tocmai de aceea și noi ne preocupăm ca dânsa să fie permanent aici și să fie un model deosebit pentru tânăra generație, copiii atât de cei de 7, de 8, de 9, de 10, 11 ani o așteaptă cu foarte mult interes întotdeauna când vine aici la Târgu Jiu. Pe noi ne bucură acest lucru, chiar ce primește pe mine, intenționez ca la anul când mama Domnica Trop va împlini frumoasa vârstă de 80 de ani să editez și o carte dedicată mamei Domnica Trop, că slavă Domnului am destule materiale, destule evenimente la care a participat dânsa aici la Gorj, în care să prezentăm în partea finală și celebrele dumneaei cântece, să rămână ca un fel de manual pentru copii, dar și pentru tineri artiști, care, dacă nu acum în acest moment, mai târziu se preia o bună parte din aceste cântece de mare valoare patrimonială și să le cânte așa cum le-a cântat vreme de peste 5 decenii mama Domnica Trop. Acum, așa cum spuneați și dumneavoastră, cred că vom avea oameni de calitate care vor participa la acest frumos eveniment. Deja, și trebuie să spun cu regret, m-am sunat o seamă de tineri artiști care ar fi vrut să participe la acest eveniment. Noi nu ne putem întinde prea mult, adică să dureze acest spectacol 2-3 ore, cum de regulă facem noi în cea mai mare parte a cazurilor, și ne-am axat să prindem acest spectacol într-o oră, o oră jumate maxim, fiindcă mama Domnica are o vârstă respectabilă, are destule probleme de sănătate și nu putem să o ținem prea mult să cânte, pentru că la toamnă, așa cum știți și dumneavoastră, probabil tot la Rovinari vom încerca să organizăm o nouă ediție a Festivalului Copiilor, care poartă numele, ediția cu numărul 6. Sper să găsim înțelegere la domnul primar Robert Filip la Rovinari, la Consiliul Local de Rovinari, care întotdeauna au înțeles acest lucru, mai ales că acolo la dumnealor, la Rovinari, la Clubul Elevilor, au o seamă de copii foarte, foarte talentați, care au cucerit premii importante peste tot, chiar anul trecut, acolo la Rovinari, o fetiță, Giuliana Căpriță, chiar a obținut locul întâi la acest festival al copiilor. Festivalul unde au participat 70 de copii veniți din aproape toată Oltenia, ba mai mult a fost și o prezență din București și una din Slobozia, județul Ialomița. Ceea ce pe noi ne încântă. Sigur, noi nu am putut, ca și anii trecuți, dar și acum, noi nu ne putem permite să primim concurenți din întreaga țară, pentru că, în primul rând, nu avem posibilități materiale. Un copil mic, un copil de 7, 8, 9, 10 ani, nu este ca cei mari. Vine întotdeauna cu mama, cu tata, cu bunica, unii și cu străbunica, unde să-i cazăm, ce să le dăm să mănânce, cu ce bani. Și atunci, întotdeauna, aceste evenimentele noastre se reduc... Premiile trebuie și ele luate în calcul. La o zi, la o zi, și știți și dumneavoastră bine că ați fost și ați filmat integral acele evenimente, am început noi pe la 12 ziua și am terminat pe la 7 seara. A fost foarte, foarte mult de muncă, dar această muncă a fost plăcută, utilă și mă uit cu mare bucurie, pentru că eu, ca realizator, urmăresc întotdeauna evoluția acestor micuți și un foarte mare procent dintre ei răzbesc, unii au participat pentru prima dată la un concurs adevărat, au primit premii importante, i-am încurajat și iată că chiar zilele trecute o fetiță foarte talentată care a participat la mai multe concursurile noastre, nu numai la Festivalul Domnicăi Trop și la Maria Lătrețu sau Filofteală Cătușu, Petronela Bârsilă se numește din Motru, chiar a cucerit locul întâi la un mare festival folcloric din Ucraina, la Cernăuți. Ceea ce este un lucru extraordinar. Într-adevăr, mi-aduc aminte că eu copiii mai răsăriți îi țin foarte bine minte. Nu a luat de la început premiile mari, cum fiecare vrea
să obțină marele premiu, premiu întâi. A început cu mențiuni, a fost cu premii speciale, a obținut și un loc 2 și ea întotdeauna a continuat să studieze, o copilă foarte ambițioasă. Am văzut că o sprijină foarte mult și familia ei. Nu este puțin lucru să faci o deplasare atât de lungă acolo în Ucraina și să nu se faci și să o faci cu bune rezultate, să obții un loc întâi, că am înțeles că a fost un fel de festival internațional de folclor și să obții locul întâi acolo este un lucru extraordinar, la care, așa, cu puținele noastre posibilități, să fim, nu fim lipsiți de modestie, am participat și noi într-un câtva la încurajarea ei. Mai avem destule copile care au ajuns sus și aici mi-aș referi la Roxana Croitoru, care deja de vreo 3 ani este colaborator permanent al ansamblului artistic profesionist Doina Goșu, care tot la noi, mi-aduc aminte că avea 9 anișori când a cucerit marele premiu al Festivalului Copiilor Maria Lătrețu de la Bălcești, era foarte emoționată și familia ei a fost prezentă cu mămică, cu tătic, cu bunici acolo în bătătura casei de la Bălcești și în doar 3 ani de zile, iată, Roxana este o copilă care participă la marile spectacole ansamblului artistic profesionist Doina Goșu, ceea ce nu este puțin lucru. Și sunt sigur că pe viitor va face performanță în ceea ce privește cântecul popular. Este ambițioasă, este susținută de familie și iată, acum este susținută și de conducerea ansamblului artistic profesionist Doina Goșu. Într-adevăr, mulți dintre copiii care au trecut pragul acestor festivaluri organizate la inițiativa dumneavoastră, și vorbim de Filoftea Lăcătușu, de Maria, pentru copii, Filoftea Lăcătușu, Maria Lătărețu, iată, Domnica Trop, sunt, într-adevăr, odată ce au ajuns să câștige trofeul, deja se află sigur, la nivelul la care câștigă multe premii. Sigur, eu am fost realizator, dar întotdeauna... Și inițiator, nu doar realizator. Da, și inițiator. Realizator e ușor să fii. Da. Sau și e inițiator, mai ușor. Dar întotdeauna am căutat, în primul rând, să găsesc un juriu imparțial. Întotdeauna la evenimentele care au fost realizate către mine, niciodată n-au fost în juriu oameni care aveau copii în concurs. Foarte și așa important. Voi face întotdeauna, cu foarte toate că important. Am primit unele critici, unele telefoane, au fost unii supărați, foarte bine să rămână în continuare supărați. Pentru mine e important să nu rămână copiii supărați. Întotdeauna copiii, de moment atunci că toți vor marele premiu, și sunt copii de 7-8 ani, sigur, că el vede că el vrea să vină cu un vis, să primească premiul, marele premiu. E normal să fii subiectiv și să nu, consider că întotdeauna, atunci de moment, unii au plâns, unii au fost împăcați, dar ceea ce mă bucură pe mine, că după 2-3 zile începeau să mă sune când să mai faci alt festival. Ei, atunci și atunci spune totul, pentru că un copil nu poate fi păcălit, un copil atunci când este, simte el în adâncul sufletului că este păcălit și nu este ceva normal, nu te mai sună niciodată și nici nu mai participă la asemenea evenimente. Iată că la ultimul nostru festival la Horezul, Râmnicu Vâlcea, am avut peste 80 de copii și am fost nevoit să facem o selecție drastică. A fost făcută nu de mine, a fost făcută de juriu și am avut toată, ca de obicei, am avut profesori de elită, profesorii la Liceul Constantin Brăiluiu, la Școala Populară de Artă Târgu Jiu, am avut-o pe doamna Nina Predescu, care, vă dați seama, nu au niciun fel de interes să lasă copiii acasă. Sigur că au fost și care au picat, exact ca și la un examen, să zicem, la medicină, copii care au fost pregătiți, dar atunci, în momentul ăla, când s-a făcut preselecția, nu au fost suficient de convingători pentru juriu. Au plâns și au revenit și o bună parte dintre ei m-au și sunat când mai realizăm și altă preselecție să participe la evenimente. Pentru că ei trebuie să înțeleagă și ei, dar și părinților, dar și profesorii acestor copii, că aceste mici festivaluri, mici competiții așa cum sunt, pentru că e vorba de copii de la 7 la 14 ani, este un antrenament binevenit pentru ei, ca mâine pe mine când vor împlini 16 ani și au dreptul să participe la festivalurile cele mari, să fie deja niște concurenți experimentați și să fie obișnuiți și cu performanța și cu câștigarea premiilor, dar să fie pregătiți și atunci când evoluează mai puțin bine și cuceresc doar mențiune. Da, mai trebuie spus că așa răutăți sunt multe și în domeniul ăsta ca în toate brestele, să zicem așa. Cum credeți că la vârsta și la frizura mea mai are influență așa ceva? Mai au influență? Da, eu vreau să spun telespectatorilor că e foarte important, dragi telespectatori, vreau să vă anunț că au existat
oameni din muzica gorjenească ce au comentat aceste genuri de festivaluri pe care dumneavoastră le faceți, domnul Dorin Brozbă, pentru faptul că, vezi, Doamne, de ce se cântă cu negativ? Păi de aia. Dar eu am văzut orchestră care a dat o tonalitate greșită. Da. Copilului. Deci nu înseamnă că orchestra îl ajută neapărat pe copil. Da. Copilul își cunoaște negativul, iar noi îl notăm pentru ceea ce cântă cu vocea, da? Da. Care e problema? Nu e niciun fel de problemă. Vreau să lămurim și bine că ați pus această problemă. Sigur că noi ne-am bucura să fie, măcar dacă nu e o orchestră, să fie acompaniat de un taraf acești copii. În primul rând, nu au fost posibilități materiale. Nu neapărat să dai bani acestor oameni care muncesc un taraf. Și datorită faptului că atunci noi trebuie să realizăm aceste evenimente vreme de două zile. Păi, vreme de două zile, ce înseamnă? Să presupune că este, noi de regulă sâmbătă facem evenimente, dar atunci două zile, fiind sâmbătă și duminica. Păi, am face atunci repetiții, trebuie să faci repetiții cu copii, să faci preselecția. Ei, și sâmbătă aia spre duminică este o noapte, vin copii, cum am avut copii de la Slobozia sau la București. Păi ce faci? Trimiți părinții cu copilul noaptea să circule noaptea cu un copil de 7, 8, 9, 10 ani pe drumuri? Să se întâmple ceva? Eu întotdeauna, de aia am și pus întotdeauna aceste evenimente în miezul zilei. Pentru că știți și dumneavoastră, regulile românești sunt foarte clare, după ora 10 seara n-ai ce să mai cauți cu copiii pe la spectacole. Corect. Și este normal. Și atunci am pus la ora 12 ziua. Copilul are timp să vină liniștit, să participe la acest eveniment și după ce se termină evenimentul să ajungă și el acasă pe lumină, când trebuie, iar duminica să se odihnească. Așa am văzut eu. Că sunt comentatori și fel de fel de băgăcioși de ăstea, pe mine nu mă interesează și nu mai... Eu aș vrea ca acești domni, doamne sau specialiști, cum le ziceți, cum credeți noastră că sunt, decât să comenteze și să mă combate ceea ce fac eu, să se supere și să facă dânsi și să-mi arate cum să fac aceste evenimente. Eu să iau un carnețel și să notez și eu. Da, dumneavoastră, uite, așa se face. Eu nu știam, dar uite așa, că eu mai am și eu de învățat. Critica, să spuneți, păi nu se decât face să așa, critic, dar să aveți mai... ce? Eu așa fac, dacă dumneavoastră faceți un eveniment frumos, eu atunci, decât să vă critic, găsești critică, eu vă demonstrez, uite, dumneavoastră, așa fac eu. Deci eu vă combat pe dumneavoastră prin realizarea altui eveniment, ca să facem o comparație. Că din gură, că domnule, n-ați făcut, că ați zâmbit prea mult sau v-ați învârtit de două ori și de trei ori, este foarte, foarte ușor. Acum nu trebuie să fim egoiști și trebuie să spunem că festivaluri, concurs se organizează în Gorj. Școala populară, primării din anumite zone ale județului, special Valea Maradiei, mai multe primării. Este festivalul Maria Lătărețu al seniorilor. Doamna, sigur că da, întotdeauna pe fișele de... Cu orchestră, cu repetiții și așa mai departe. Întotdeauna pe fișele de concurs, copiii înscriu și ce premii au obținut și ce profesor îi pregătește, că așa este normal ca un copil să știe, deci un copil bine instruit, în spatele lui este o muncă, atât a profesorului care instruiește, dar și a familiei care umblă, că de regulă cheltuielile materiale, cea mai mare parte, 90% e suportat de familie și știu ce vorbesc. Iar, repet, un copil, o deplasare a unui copil, nu când sunt cei mari, se reunesc, pleacă 4-5 cu o mașină și rezolvă cazul, poate doar și într-o cameră, toți se rezolve cazul, să-i dea mai bun. E un copil de vârste așa de fragede, este și pentru mine că e neliniștit. Deci la mine neliniștea începe de când încep cu înscrierile și până se termină spectacolul și până ajung copiii acasă. Întotdeauna sunt copii care mi-au venit la Slatina, la București, întotdeauna le-am spus când ajung să mă sune, să știu și eu, domnule, copilul ăla, familia a ajuns bine. Pentru că este de admirat acești părinți să plece cu un ghighilice de copil de la București sau de la Giurgiu, de la Slobozia, să meargă 400-500 de kilometri într-o zi și apare la un concurs și de regulă acești copii, la rândul dumnealor, părinții, au dus mesajul nostru, deci premiile care le-au luat și cum a fost și de regulă vin alți copii, anii următori, vin alți copii din acele zone folclorice deosebite. Avem de la Ialomița, avem de la, și la Dobrogea am avut, de la Cernavodă, copii. Sigur că am avut solicitări de la Cluj, de la Raș, la Deva, dar unde se duce, repet, nu pot să vină copiii de la ta distanță și vă dați seama, cheltuielile ar fi enorme, să vină de la Arad, să fie cazat, să mănânce și să faci iar a doua noapte, iar nu poți să pleci cu copilul noaptea pe drum. Deci sunt niște lucruri care, dacă ar fi două, trei zile, am avea posibilități, ar fi mult mai simple de rezolvat. Trebuie spus că bugetul festivalului pe care le organizați împreună cu instituțiile, de exemplu, Muzeul Județean Gorj, de regulă,
poate și cu primăriile, de multe ori sunt foarte mici aceste sunt foarte, bugete. Foarte mici, iar întotdeauna noi, așa am convenit cu toți organizatorii, copiii când vin de pe drum, noi îi servesc hrană caldă sau o măsuță, copilul vine de pe drum, sigur că părinții nu pleacă nepregătiți cu ei, dar noi ca organizatorul, copilul acela, vrem ca el când intră în concurs să fie și el bine hrănit, să bea și el un suculeț, o apă minerală. Și la plecare, chiar la alunu, fostul domn primar de acolo, domnul doctor Boienciu, întotdeauna și când se termina concursul, copiii primeau câte o masă ca acel copil să plece pe drum. Să știți că sunt și copii foarte, foarte sărmani, care contează acea masă. Pentru unii nu, dar noi întotdeauna, care din poate puținul vin doar nostru, cu banii de drum. Așa, noi nu facem aceste evenimente și nu ați știți bugetele de criză care sunt. Noi nu facem aceste evenimente să ne pricopsim, că dacă am ajuns să ne pricopsim din evenimente realizate pentru acești micuți, înseamnă că aia nu este afacere. Că fiecare și echipe, cine știe ce se întâmplă. Iar încă ceva foarte important, doamna Ola, întotdeauna am căutat să respectăm personalitățile acestor mari artiste care poartă numele festivalurilor. Deci ai festivalul Maria Lătărețu, Filofteia Lăcătușu, Domnica Trop, nu ne putem permite să ne batem joc de memoria referitivă la Maria Lătărețu sau Filofteia de memoria celor mari artiste. Chiar în această vară îmi doresc și sigur voi reuși, am două, trei promisiuni, să realizăm pentru prima dată și festivalul copiilor Maria Apostol. O mare artistă care i-a realizat și cartea biografică, o și studia noastră, i-a realizat și o căsuță care stă închisă, să stea permanent, că de-aia am făcut-o noi să stea închisă, mă doare să se întâmple acest lucru și rog pe oameni, pe telespectatori și pe oamenii care ne privesc să nu mai fiu sunat acasă brozbă, într-adevăr. Eu am participat direct la inaugurarea ei și eu știu de ce am participat, pentru că am participat și la construirea ei, cum am participat eu. Și tot inițiativa mea și a părintelui Maria Apostol, nenatica Apostol, a fost să realizăm această casă și oamenii mă sună pe mine. Noi exact ca de un ce copil. Vă sună? Deci este casa ce? Închisă. Nu, domnilor, să sunați dumneavoastră primăria și Consiliul Local Runcu și întrebați pe dumnealor. Deci este închisă, nu pe mine. Noi doi cu echipa mea care am făcut, am contribuit și noi să o vedem dată în funcțiune, exact ca un părinte care face o casă la un copil, îi dă cheile, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i plătească el chiria și să spună când se deschide ușa și când se închidă. Să fiu bine foarte înțeles și inclusiv și la alte case muzeu pe care noi le-am realizat, nu, eu sunt o persoană absolut privată, ca și dumneavoastră, facem lucrurile frumoase, dar nu răspundem noi de aceste case muzeu care de regulă responsabilitatea ca ele să fie deschise este a primăriilor pe teritoriul care se află. De regulă, dar uite, de exemplu, la Casa Muzeu Maria Lătărețu am reușit să-i convingem pe cei de acolo să o dea Muzeului Județean Gorj, pentru că tot așa stătea închisă, da, iar doamna Ioana Lătărețu, dacă ne amintim, chiar da, la o emisiune, la o altă televiziune la care eram eu atunci colaborator, da, înainte să existe în SAT TV, împreună cu doamna dumneavoastră și cu doamna Ioana am realizat o emisiune în, da, care dumneavoastră a spus foarte clar, știm, dacă această casă stă închisă, iau lucrurile Mariei Lătărețu, dar este normal să fie, și le duc la București. Iar acele lucruri eu brozbă le-am luat din casa doamnei Ioana, exact, și am și o responsabilitate. Ba mai mult, Muzeul Județean, pe lângă faptul că are grijă cum trebuie de această casă și de acele lucruri care sunt acolo, chiar în urmă cu 2 săptămâni a schimbat și îndrila de pe acoperișul, s-a schimbat, deci nou. Și aici este un lucru extraordinar în timpul actual, pentru că Muzeul Județean nu este o instituție de nabat plină de bani. Dar deși și-au dat seama de importanța acestei instituții, repet, această casă, Muzeu Maria Lătărețu, este instituție de cultură, unde sunt expuse bunurile de preț ale marii artiste și cele mai de preț sunt chiar costumele pe care ea le-a purtat de-a lungul vremii pe marile scene ale lumii, iar acel costum ungurenesc din zona Novacilor este chiar costumul pe care și mama dumneaei l-a purtat la nuntă, cum de altfel și Maria Lătărețu l-a purtat la nunta de la Lelești când s-a căsătorit cu Tică Lătărețu în anul 1928. Gândiți-vă că acel costum se apropie de 200 de ani. Are o mare valoare și sentimentală, dar în primul rând că a fost purtat de această inegalabilă artistă. De-aia am și scris o carte, am scris în numele Maria Lătărețu, privighetoarea nepereche, pentru că așa cum este Mihai Eminescu în literatura română, așa este și Maria Lătărețu în cântecul popular românesc, adică inegalabil. Da, și uite că la Gorj s-au întâlnit de-a lungul timpului pe acest tărâm multe nume importante ale folclorului
românesc, iar Domnica Trop, chiar dacă este din Mehedinți, noi o iubim foarte tare și încercăm să o prețuim atât cât ar fi bine dacă mama Domnica Trop ar fi iubită și de anumiți conducătorii sensibili din cultura gorjeană, pentru că întotdeauna mi s-a reproșat și mehedințean, dar mehedințean nu mai vorbesc, deci eu sunt de obârșe mehedințean. Nici nu vreau să discut despre acei oameni, eu am fost pe acolo, acolo am vrut să facem noi acest festival dedicat mea mamei Domnica Trop și o duduie de pe acolo, care era pe vremea aceea, era șefă pe la cultură, de ăștia, politruși de ăștia, m-a trimis la plimbare, a zis că, domnule, ia, m-a dat pe Domnica Trop, spală-te pe cap cu ea, pentru că i-ați făcut casă la Gor și ocupați-vă de ea. Păi mama Domnica mare acasă destule documente și destule costume populare și destule obiecte personale care mai pot face încă două case și la Drobeta Tonu Severin și la Izverna. Să știți că noi prima dată am vrut să facem acea casă muzeu dedicată mamei Domnica la Izverna. Iar domnul director Ortopan este martor, cum ne-a onorat primarul de atunci, Stoican se numea, nu știu dacă mai fi la Izverna, nici nu mă interesează, ne-a onorat cu fuga. Ne-a așteptat să venim la dânsul să stabilim locul unde se va... Deci astea sunt pățite de mine, probabil când voi ieși la pensie, voi scrie o carte de amintiri. Cum au fost? Eu nu fac... Deci cum au fost? Și cu oamenii care au fost maturi cu mine, că domnule, amint eu. M-am dus cu domnul director foarte hotărât, că făceam planul acolo, domnul primar a fost de negăsit, a pur și simplu a fugit de noi, deși domnea lui ne-a chemat. Deci exact cum ați fi chemat noastră în seara asta la emisiune și eu veneam și pe aici și dădeam, căutam televiziunea și erau ușile închise. Cam așa ni s-a întâmplat nou. Trebuie să treci prin așa ceva. Vreau să vă zic că am fost în urmă cu 3 săptămâni într-un turneu cu filmul lui Ecaterina la Chișinău și seara la o discuție unde au participat și celebrii academicieni Nicolae Dabija și Mihai Cimpoi, președintele Unii Scriitorilor din Republica Moldova, ne-au spus următoarea chestiune nouă gorjenoși, că sunteți cei mai fericiți oameni din România. Pentru mine, dar de ce suntem noi fericiți? Că noi știm de unde veneam, la ce fericire veneam aici. Păi ce, păi fraților, voi aveți pe Tudor Vladimirescu, aveți pe Gheorghe Magheru, aveți pe Ecaterina Teodoroiu, aveți pe Constantin Brâncuș, aveți pe Maria Lătărescu, uitați-vă, niște oameni care știau atât de multe despre aceste mari personalități, deși sunt la o distanță de aproape 1000 de kilometri de noi. Din păcate, cu foarte puține excepții, noi nu știm să exploatăm, să spunem, turistic aceste mari personalități ale Gorjului, decât foarte, foarte puțin. Este vorba de locuri de muncă, este vorba de promovarea imaginii acestui județ și, slavă Domnului, din câte știu eu, sunt destui oameni plătiți bine să facă acest lucru, din păcate nu-l fac și nu o să-l facă Brozbă la vârsta care o are Brozbă, eu fac ceea ce știu și la care mă pricep eu. Cert este că evenimentele pe care le fac de regulă împreună cu dumneavoastră Televiziunea Insat TV, întotdeauna au fost evenimente, cum le place mie, de gradul zero, adică ireproșabile, adică întotdeauna să avem cât mai puțini oameni nemulțumiți și, dacă se poate, în primul rând, micii concurenți să ne caute cât mai des și să ne încurajeze și pe noi, că avem și noi, chiar dacă avem o vârstă, nevoie de încurajările lor, să avem puterea de a mai realiza astfel de evenimente, pentru că ați văzut și dumneavoastră, cu prilejul acestor evenimente am descoperit foarte, foarte mulți copii foarte talentați, de bună calitate și mulți dintre ei au participat la evenimentele noastre pentru prima dată într-un concurs adevărat, pentru că degeaba pregătești foarte bine copilul, profesorul învață foarte bine, îl pregătește, vine acasă, îi cântă lumămica și urtăticul și el nu participă la niciun eveniment și se pomenește că se apropie de 20 de ani și n-a participat decât la 2-3 concursuri, ceea ce e foarte puțin pentru ceea ce vrea un copil în realitate. Adică să aibă cât mai multe examene, pentru că aceste sunt niște examene în felul lor. Și întotdeauna ați văzut și dumneavoastră, am avut jurii competente, jurii care nu au ținut seama de nimic decât de valoarea copiilor și cu bucurie o spunem, majorii, 80% din copiii care au fost vârfurile noastre la aceste evenimente au ajuns sus. Sunt unii foarte, foarte cunoscuți, unii dintre ei chiar au ajuns la rândul lor profesori și își fac meseria cu bucurie și aș da exemplu Mariei Beatriz Bândoiu, că deja este profesor de muzică, la rândul ei absolventă de conservator la București. Am văzut-o și aseară, niște spectacole extraordinare cu orchestra Lăutarii din Chișinău, să o folosească Lăutarii din Chișinău, pentru că noi ne ferim să ne punem copiii la treabă și pleacă pe alte meleaguri și cântă cu altcineva, din păcate. Asta nu este treaba mea. Da, într-adevăr.
Da, sunt multe de spus și sunt mulți care vorbesc despre realizările dumneavoastră, dar vorba dumneavoastră să pună și ei mâna să facă, decât să critique ceea ce sigur, fac alții. Eu nu mă supără critica, este sigur că accept critica, pentru că este normal să nu răspundă, dar mai bine aș prefera ca în loc de critică, critica să faci și prin organizarea altor evenimente. Dumneavoastră organizează evenimente și atunci chiar că respect, dar în momentul când nu faci nimic și doar critici, nu e vorba de mine ca individ personal, pentru că ceea ce fac eu am o echipă, ați văzut și dumneavoastră, 3, 4, 5, 6, 7 oameni care este foarte, foarte dificil să lucrez cu copiii. Copiii întotdeauna trebuie să se simtă bine, întotdeauna când am făcut aceste competiții, fie la Horezul, fie la Rovinari, fie la Bălcești, întotdeauna am căutat ca copiii nu să țină minte evenimentul numai artistic, practic, să țină minte și localitatea, ce frumuse sunt acolo, ce lucruri frumoase am mai făcut, că întotdeauna ați văzut și dumneavoastră și alte lucruri frumoase, cum a fost și la Alunul, domnul la primar, i-a dus la piscină, i-a dus frumos nu acolo. Numai asta, dar s-a mers și în pelerinaj. A fost la pelerinaj la casa Filoftei Lăcătușu, a fost undeva foarte, foarte impresionați. Și chiar acele cămăruțe, fratele Filoftei cel mic, el are altă casă, dar această căsuță a conservat-o el cum a putut și toate lucrușoarele și exact camera arată și este mobilată așa cum era acum 40 și 50 de ani, pentru că telespectatorul trebuie să știe că pe data de 7 iunie, în urmă cu câteva zile, s-au împlinit 70 de ani de la nașterea celebrei artiste Filoftei Lăcătușu. Din păcate, acolo în frumoasa comună al 1 este altă administrație, nu mă privește bine că nu fac eu alegerile, nu locuiesc acolo, care de când s-a schimbat, să zicem, administrația de acolo, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu și vorba... festivalul s-a mutat din și comuna festivalul, ei natală și festivalul, la Horezul, ca să-l mai puteți face, nu? Da, grație autorităților de la frumosul oraș Horezul, respectiv a domnului primar Nicolae Sărdărescu de la Horezul și grație domnului director Constantin Iovan, directorul Casei de Cultură Constantin Brâncoveanu din acest frumos oraș, deși ne-au deschis o ușiță, iar de la anul acest festival va fi permanent manifestările folclorice dedicate Filoftei Lăcătușu la Horezul. Nu întâmplător am dus festivalul la Horezul pentru că debutul în tagma profesionistă a Filoftei Lăcătușu chiar la Horezul a început. Ea lucra la Policlinica din Horezul când avea de doar 20 de anișori și așa era atunci. Și evolua la orchestra Doina Luncavățului. Luncavățul este o apă care trece prin Horezul. Și a cântat acolo un an de zile, a fost la Vâlcea și după aceea, după cât știți și dumneavoastră, în 1969 a devenit prim solist al ansamblului artistii profesioniști Doina Gorjului până la dispariția ei tragică în 1977 la cutremurul din 4 martie. Dar la fel de bine se putea muta la Runcu. Ceea ce puțină lume știe, aceste două mari artiste, Maria Apostol și Filoftea Lăcătușu, sunt înmormântate pe teritoriul comunei Luncu. Așa cum spunea și dumneavoastră și bine că mi-a spus, că știți dumneavoastră că în urmă cu vreo 6 ani am făcut, erați la altă televiziune atunci, am făcut un material foarte frumos, tot așa un semnal de alarmă și sătenii de acolo s-au bucurat, sătenii din Suseni, vreau să zic. Sigur că acolo s-a renovat căminul, un cămin cultural foarte frumos, am și ținut un eveniment în urmă cu 2 ani de zile acolo. Propunerea mea către primăria și Consiliul Local Runcu a fost scris ca acel cămin să îi se dea, să poarte numele Filoftei Lăcătușu. Din păcate, datorită unor consilieri foarte importanți ai acestei localități, s-au opus acestui lucru și căminul nu poartă numele Filoftei Lăcătușu. Să știți că mormântul Filoftei Lăcătușu este exact la 20 de metri de acest cămin cultural. Gândiți-vă că era un lucru extraordinar de frumos să ții un festival sau un spectacol în memoria artistei. Copiii sunt foarte entuziasmați când îi duci și când văd lucrurile acestor mari artiști, când pun și eu lumânare acolo la mormântul acestui artist. De asta vreau să fac acest festival Maria Apostol. Sigur, dacă se poate la Runcu, unde ar fi normal să se întâmple, pentru că acolo este înmormântată celebra noastră Măriuță, așa cum a lăsat ea testamentul, să fie înmormântată lângă pădurea de Brad. Chiar așa este cimitirul din Runcu, chiar lângă o pădure de Brad. Noi ne-am făcut datoria, familia artistei a făcut acolo un monument frumos la cimitirul de la Runcu. Există această casă, repet, care 90% din timp stă închisă, din motive care nu mă privesc pe mine.
Și s-ar putea face foarte multe lucruri frumoase, pentru că, din punctul meu de vedere, Comuna Runcu este una dintre cele mai mari și frumoase localități din Oltenia, să spun, nu zic mai din Gorj. Dar degeaba avem noi acolo aceste monumente artistice dacă ele nu sunt puse în valoare și nu este treaba lui Brozbă și este treaba, în primul rând, autorităților locale, cum nu este treaba mea, repet. Într-adevăr. Și avem șanse totuși pentru Festivalul Maria Apostol la Runcu? Vreau să zic că eu am făcut propunerea autorităților, deocamdată n-am primit niciun răspuns și probabil nu voi primi. Eu odată mă duc, nu mă duc de mai multe ori, asta este obiceiul meu și nu o să mi-l schimbe nimeni. Avem propuneri și de la Drăgășani și de la Slatina, o să-l facem acolo. Pentru că, așa cum spuneam eu, artiste de talia Domnica Itrop, Filoptei Lăcătușu, Marie Lătărețu, eu pot face foarte ușor aceste evenimente și în nordul Moldovei și la Sighetul Marmației, cum îmi place mie să spun, pentru că ele sunt niște artiste de talie națională. Națională, categoric, dar ceea ce nu trebuie, localitățile nu spun eu, deci, care, eu nu spun o noutate, de la care au plecat. Capodopera și valoarea dumnealor spune treaba, asta nu spun eu, nu că spune Brozbă, domnule, sunt. Dacă nu se vrea, dacă în județul Gorj sunt alte evenimente mult mai importante, atunci noi facem, luăm copiii, să știți că după copiii pot să fac și la Chișinău, copiii vin. Deci atunci, cum a fost acea fetiță care am dat acea Petronila Bârsila, a fost la Cernăuți. S-a luat trenul, săraca, cu ce-o fi plecat, cu părinte, cu mamă, cu tată, s-au dus la Cernăuți. Au trecut frontiera la Cernăuți, la Ucraina. Sunt copii care ar dori să știe și părinți care ar dori să știe cu siguranță răspunsul următoarei întrebări. Știu că există problema asta de reprezentare în momentul în care au loc aceste festivaluri în țară. De multe ori, multe dintre aceste festivaluri nu primesc decât pe cei care primesc delegație, cum ar veni din partea unei instituții de cultură la care își fac cursurile. De exemplu, Școala Populară, Palatul Copiilor, școala de la care învață. E adevărat că nu se primesc decât un număr de din fiecare județ. Doamna Aura, dumneavoastră, adică ați nu fost poți să primești tot județul Gorj, deci, și la un festival în alt județ. Deci la mine anul trecut, la mine asta la... e întrebarea mea. Da. La festivalurile organizate la inițiativa și ca realizator de către dumneavoastră, dacă e nevoie de delegație din partea vreunei instituții sau se pot înscrie copiii singuri? Răspunsul singur s-au înscris, răspunsul categoric nu au fost obiecțiuni la mine. De ce? De exemplu, anul trecut și dumneavoastră a fost martor că ați filmat evenimentul la Rovinari, mi-a venit această fetiță foarte talentată de la Drobeta Tunusoin, Andra Nicoleta Iancu, care a fost în finala de anul trecut a unei emisiuni celebre, România au talent, nu mai spun televiziunea aici. Deci această fetiță a ajuns în finală. Cum puteam să o trimit eu acasă că n-a venit cu recomandare de la nu știu ce, la prietenii mei de la Cultura Mehedințeană, care eu știu foarte bine? Nu, domnule, copilul, când a venit, bucuria noastră este că un copil, păi cum poți să trimite o ghigiliță de copil de 8-9 ani, să vină din Severin sau de la Giurgiu, să-l trimite acasă și zice, domnule, dar dumneata nu ai ștampila nu știu care director. Eu sunt sătul până deasupra de scăfârlie de director de genul ăsta. Pe principiu, ce vă recomandă? Pentru că vă mai spun ceva, doamna Aura, și eu o știu. Să știți și dumneavoastră, inclusiv la Gorj, vin faxuri, la bineînțeles, la instituțiile culturale, nu vin la mine, eu nu sunt instituție de cultură, sunt iar aceste instituții, iar acești conducători din instituții de cultură dau de știre numai anumitor copii și anumitor profesori ai copiilor, nu la toți. Și aici spune foarte multe. Copiii vin și spun, eu ce să fac? Eu sunt o persoană privată, absolut independent. N-am putere, nu mi-am propus să mă lupt eu acum cu directorii, cu ăștia, să se lupte cine o vrea. Deci degeaba vine la dumneavoastră, că dumneavoastră spune, domnul Brozbă, a venit, eu știu, un proiect din America, luați numai dumneavoastră, să nu mai știe altcineva, numai noi să știm. Așa fac și ei. Ceea ce pentru un copil este traumatizat, că până la urmă copiii află, că copiii se laudă. Vine de la Bacău, zice, eu nu știu nimic, păi mie mi-a spus nu știu cine. Dovadă că e libertate totală la dumneavoastră pentru înscriere este faptul că puneți afișul cu mult timp de vreme pe Facebook, acolo unde toată lumea are la cont, mine vine se și uită. La mine să meargă foarte repede, niciun secret. Eu încă, la mine schema de lucru la echipa mea este foarte redusă, la mine înscrierile se fac pe internet, deci copiii își fac înscrierile singure, își completează fișa, ei deja știu ce au de făcut, le trimi fișa și o completează și s-au înscris rapid. Că e de la Doicești, că e de la... Dar ce vă faceți dacă vin 500? Facem preselecție dură. Dar noi ne ducem acasă la ei.
Noi nu-i chem la mine să plece copilul. Este traumatizat să vină copilul la Târgu Jiu și o să-l spune, mata, pleci acasă și tu rămâi. Că de regulă copiii vin, împreună vin cu un microbuz, de pildă. Au venit la Slatina cu un microbuz, 10 copii. Eu nu pot să trimit 5 acasă și 5 rămân în concurs. Că ea nu pot să plece, stau și îți dai seama că e cumplit pentru copil. Nu. Noi am fost la Balș, care au venit copiii de la Craiova, de la Balș la Slatina. La Târgu Jiu a venit toată zona noastră. Deci așa am făcut. Și am fost și la Horezu. Am făcut. Au venit copiii din zona Vâlcii. Sunt înscrieri. Și au venit și au rămas din 80 de înscriși, au rămas 30. Au mai plâns, au mai clintit, dar au intrat cei mai buni. Noi nu am făcut, nu am mai interesat al cui e copilul, cine recomandă, știți cum era filmul ăla de comedie, nu. Și de regulă a luat... Vocea și talentul. Iar marele premiu l-a luat, ca să vedeți cât de corect am fost, a luat o fetiță din Balș. Nu din Gorj, nu de la Merin, din Balș, foarte, foarte bună, Vasia Oprea se numește și după ce a luat premiul la noi la Horezu, am urmărit pe ea, pe unde a fost în ultima, acum ultima dată a fost la cumpă, n-a luat o marele premiu. Nu am fost, eu juriu, n-a fost juriu meu. Deci a fost de departe cea mai bună. Deci nu ne-a interesat, trebuie să ia de pe la noi, pe la Mehedin, pe la Gorj, nu, niciodată. Sau de pe la Vâlcea, iar la mine juriu, întotdeauna la mine juriu a fost stăpân. Niciodată n-am dat de înțeles cuiva, domnule, știți că ar fi bine să ia nu știu cine, nu. Ce a zis, de multe ori eu aveam alte impresii din mintea mea, de aia nu mă pune în jurii. Dar ce a zis juriu, a fost liter ca la judecător, a dat cu ciocanul în masă, sentința, ori pleacă acasă, ori alea băieții îl duc la mititica, așa se întâmplă și acolo. Și așa e normal, copiii să se învețe cu competiția. Nu vor să se învețe, atunci să stea acasă, să joace pe calculator și cu păpușile, să nu mai plece la concursuri. Asta este un sfat al meu, că de acum om și eu mai trecut prin viață. Oricum e foarte important ca un juriu să fie foarte corect. La mine n-am avut niciodată probleme cu juriu și noastră știți juriu care este. Întotdeauna am pe doamna, am o colaborare cu doamna Nina Predescu. Doamna Nina Predescu a fost la dânsa acasă, casa dumneaei este deschisă permanent, la dânsa vin copii, dânsa îi duce la emisiuni de televiziune, dânsa le dă cântece, dânsa cântă împreună cu ei, nu le cere absolut nimic, nu cere favoruri, de aia este și iubită atât de mult de tânăra generație, nu numai de acolo din Mehedin și de la Vâlcea și de la Gorj, și dânsa nu pot să-mi permit eu să duc pe Nina Predescu să-i spun eu cine trebuie să ia. Și alți oameni care atunci sunt în jurul de valoare. Domnule Dorin Bros, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Deci am trimis-ați acasă. Da. N-ați trecut preselecția. Da, dar din regia tehnică ne face semnul să domnule Bros să plece mai repede acasă. Vă mulțumesc, dragi prieteni, da. Da, pentru că vine emisiunea noastră frumoasă de folclor și sunt atâta oameni care o așteaptă cu mult drag și eu o urmăresc. Așa și chiar că bănuiesc că o bună parte din copiii mei vor fi viitorii participanți la emisiunile noastre aici la Iansa TV. Și sunt deja o parte dintre. Sunt deja, da, de-aia lucrăm noi pentru ei. Domnule Dorin Bros, vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc. Domnul Dorin Bros, președintele Asociației Culturale Dorules din România, asociație, organizație non-guvernamentală și se spune că organizațiile non-guvernamentale trebuie să umple golurile lăsate de instituțiile publice. Noi încercăm doar, asta doar încercăm. Asta și faceți. Dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!